Când am intrat în platou de dimineață, înainte să începem, aici, pe această plasmă, apărea rețeta lui Chef Munti. Am știut că o să mănânc mult și bine. Chef Munti? Păi da, așa cum v-am obișnuit, e duminică și duminica se mănâncă mult. Exact. Sper că și bine. Bun. Astăzi pregătesc, de fapt, pui tandoori cu orez basmati. Ce avem nevoie pentru rețeta asta? Evident, de un pui întreg. Iar acum, pentru marinadă, am nevoie de iaurt, pastă de ardei iute, scorțișoară, paprika afumată iute, pudră de usturoi, turmeric, pudră de ghimbir, coriandru și chili fulgi. Da? Imediat o să vă arăt și cum facem marinada respectivă. Aici mai am niște orez basmati pe care îl voi aromatiza cu un pic de ulei de susan. Am câteva roșii cherry multicolore. Voi face o salată de ceapă roșie cu zaatar și cu coriandru fresh și mai am câțiva, mai am un castravete și mai am niște avocado, da, pentru că vreau să fac așa ca un fel de mini platter cu puiul ăsta, da, adică nu vreau să-l servesc pe farfurii, ci pe o chestie mare așa. Cam astea sunt ingredientele. Cel mai important este să ne facem marinada dinainte, pentru că puiul se face super rapid. Da? Important e să-l ținem în marinada asta. Eu mă apuc de ea și imediat mai târziu vă arăt cum ținem puiul în ea. Ok? Mulțumim tare mult!